Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la o nouă emisiune Romii de la A la Z. În această seară, Elena Marin și... Mariusul Saru au deosebită plăcere de a fi alături de dumneavoastră la o nouă emisiune din cadrul postului nostru local, Romii de la A la Z. Înainte de a începe propriu-zis emisiunea noastră și de a veni cu noutăți, cum de fapt noi v-am obișnuit, avem deosebită onoare de a avea alături de noi omul care ne urmărește și, de ce să nu spunem, care este intermediarul celor din diaspora și ne mediatizează extraordinar de multe emisiunea. Este vorba de Alex, care l-avem alături de noi. Și îi mulțumim cu această ocazie. În rest, doamna Elena este în măsură să spună mult mai multe. Da. Înainte de a spune mult mai multe, așa cum spui tu, Marius, eu vreau să vă aduc la cunoștință un eveniment care m-a marcat plăcut și într-un mod deosebit. Este vorba despre faptul că cu câteva minute, pot să spun, în urmă, am participat la o întâlnire, un eveniment, așa cum spuneam, deosebit, Cafeneaua Artiștilor de la Teatru Tudor Vianu. Este o seară de muzică și poezie inițiată de domnul Alexandru Vladu, așa cum îl cunoașteți și dumneavoastră, domnul viceprimar Alexandru Vladu și Răzvan Cuc, în colaborare, în parteneriat cu o asociație numită Asociația Implică-te pentru viitor. Vreau să vă spun încă o dată, cu riscul de a mă repeta, că am fost surprinsă și emoționată în același timp să văd, după atâta vreme, o astfel de seară. Am întâlnit acolo oameni importanți din municipiul nostru. Am văzut-o acolo implicată și pe doamna deputat doamna Liliana Ciobanu. Exact, doamna Liliana Ciobanu. Mă ajută Marius ca de fiecare dată. Ce să vă spun, faptul că se mai întâmplă și astfel de evenimente în orașul nostru este notabil în momentul de față. În altă ordine de idei, eu cu ceva vreme în urmă vă povesteam despre faptul că urmează să facem ceva cursuri pentru mediatorii sanitari. Eu și colegii mei și chiar cu domnul Alexandru Vladu, care este președintele grupului local de lucru, am discutat despre ceea ce am primit noi în momentul de față ca și cereri și CV-uri pentru formarea acestor mediatoare. Vreau să vă spun că în momentul de față noi nu avem încă un... Aș vrea să fac două grupe și asta înseamnă să avem minim 40 de persoane. În momentul de față, din câte știu, Marius, avem în jur de 15-16 persoane. Dar, doamna Elena, ce aș dori eu și v-aș ruga în mod deosebit să aducem la cunoștință telespectatorilor noștri, celor care ne urmăresc și ne îndrăgesc această emisiune, că nu este vorba strict de cele 10 locuri de mediatorii sanitari care noi cu mult timp în urmă le-am promovat și dorim să vă aducem la cunoștință că și acelea vor rămâne, sunt în stadiu de finalizare, însă știți că întotdeauna birocrația te omoară și îți iau extraordinar de mult timp și sunt locurile care datorită Asociației Chetane sunt de doamna Elena, este președintă, datorită efortului pe care dumneai îl în tot timpul are și faptul că dumneai, știți că de multe ori dumneai spune Marius și stimațele spectatorii, datorită faptului că sunt plecată tot timpul în țară. Iată că într-un final, spun eu, fiindcă finalul din acestea vom avea totdeauna datorită și implicării doamnei Elenei, care este aici de aproape de noi, noi vom avea întotdeauna ceva care să vă arătăm dumneavoastră și să vă arătăm că grupul local de lucru, o parte din cei care reprezentăm grupul local de lucru, ne implicăm în totalitate pentru țiganii noștri, pentru romii noștri. Și iată că efortul doamnei Elena deja este răsplătit cu aceste locuri. Ceea ce spune dumneavoastră că va avea nevoie de două grupe, asta înseamnă un număr de 40 de doamne. Da, în jur de 40 de persoane, este vorba de femei și nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu fac discriminare.
dar este un proiect care se adresează mamei și copilului și, așa cum spuneam și în alte emisiuni, este foarte greu ca un bărbat să meargă să discute cu o femeie despre planning, contracepții și așa mai departe. Bun, deci încă o dată, 40 de femei, ca și nivel de educație, minim 8 clase, deci trebuie să aibă minim 8 clase, trebuie să dați un telefon, aveți un număr afișat pe ecran sau, dacă nu, veniți la primărie unde specificați pe cererea dumneavoastră pentru grupul local de lucru. Este foarte important lucru acesta și faceți o cerere subsemnată, domiciliată, în doresc să particip la cursurile de formare pentru mediator sanitar. Atât, e foarte simplu, lăsați-ne un număr de telefon pe cerere ca noi să vă putem contacta. La dosar dumneavoastră trebuie să mai aveți documentele de identitate în copie, certificat de căsătorie dacă este cazul, certificat de naștere și o copie după actul dumneavoastră de identitate și o copie după ultimul act de studiu. Noi preconizăm ca aceste cursuri să le începem în data de 13, luna viitoare. Vor avea o durată de 5 zile. 4 zile vor fi inițial cursurile de formare, iar a 5-a zi va fi testarea participantelor la curs. Este normal să facem această testare, este normal ca dumneavoastră să fiți notate și după formarea dumneavoastră să facem un gen de evaluare, să vedem care vor merge mai departe pentru posturile respective. Așa cum spunea și colegul meu, cele 10 posturi care s-au deblocat la nivel de primărie, este foarte important că s-a făcut lucrul ăsta și nu știu dacă în țară s-a mai întâmplat ceva de genul acesta, în sensul că au fost prinse în organigrama primăriei și este foarte un lucru notabil și de apreciat, ținând cont de faptul că Ministerul Sănătății va aloca buget pentru 2014. E bine de știut lucrul acesta și am rugămintea la dumneavoastră să înțelegeți că în momentul în care veți fi formate, evaluate și veți primi acea diplomă de mediator sanitar, angajarea nu se va face de pe o zi pe alta. Deci angajarea se va face într-un timp în care noi vom primi o circulară din partea Ministerului Sănătății, de fapt nu noi, ci Direcția de Sănătate Publică, care este prima verigă în subordinea Ministerului Sănătății, va primi o circulară în care dumneavoastră veți putea fi angajate, în sensul că va exista linie bugetară pentru acest lucru. Da, Marius. Să înțelegem, doamna Elena, că aceste cursuri, de exemplu, cele două grupe pe care dumneavoastră sunteți inițiatoarea lor... Nu sunt doar inițiatoarea, le și formez. Deci eu practic, voi forma fetele care... Să înțelegem că dumneavoastră veți fi și profesorul care se va ocupa de ele. Da, cu atât mai bine, nou fiindcă... sunt și formator. Da, fiindcă noi vă cunoaștem, oamenii care suntem lângă dumneavoastră, și știm că mentalitatea dumneavoastră este, chiar dacă veți întâlni în aceste două grupe, doamne, domnișoare, care vor fi mai timide sau pentru prima dată vor urma un curs, eu am toată încrederea că dumneavoastră le veți ajuta să treacă peste pragul acela. Teama, emoțiile, dracul acela va dispărea odată ce... De-aia și vreau să rog doamnele, domnișoarele care au astfel de emoții să le depășească. Eu nu mușc pe nimeni, sunt pașnică, trec pe lângă casa omului, cu toate că mi s-a spus că din când în când mai mușc virtual așa, sau mă rog, cu ghilimelele de rigoare. Da, problema este în felul următor. Primul modul în acest curs va fi un modul de comunicare, unde chiar asta vom face, Marius. Vom încerca ca toate doamnele și domnișoarele participante la acest curs efectiv să treacă de emoția respectivă, să-și dea seama că acolo nu suntem eu niciodată. De fiecare dată când am livrat, așa se spune la noi formatorii, livrăm, nu predăm, să încercăm să depășim barierele dintre așa zisul profesor și cursanți. Acolo vom fi o echipă și vom
vom încerca să învățăm anumite lucruri sau să le învăț pe fete ceea ce am învățat eu cu ceva vreme înaintea lor, pentru că nici eu n-am știut aceste lucruri. Fiindcă știți de ce, doamna Elena, am fost nevoit practic să aduc la cunoștință acest lucru, fiindcă știți și dumneavoastră, majoritatea tinerelor, doamnelor din etnia noastră a țiganilor, au încă teama aceea, nu de cursuri, au teama aceea să meargă undeva, să fie ascultate chiar sau să inițieze, să fie inițiate în ceva nou. Pentru ele chiar este ceva nou și din cauza aceasta spun că noi trebuie să fim chiar oamenii care îi ajutăm să facă acești pași și cum noi spunem de-a lungul emisiunii noastre, să le schimbăm mentalitatea și celorlalți ca să îi accepte în societate. Și iată că noi încercăm un număr de 40 de doamne, domnișoare, să le aducem ceva nou, dar în același timp mă văd nevoit și cred că nu greșesc, doamna Elena, cu acordul dumneavoastră, să menționez că aceste 40 de locuri nu sunt inclusiv sau exclusiviste pentru femeile sau doamnele de etnie romă. Nu neapărat, pentru că am cunoscut extrem... Da, vreau să revin un pic și nu vreau să-mi pierd ideea vis-a-vis de ceea ce spuneai tu. Eu de-a lungul timpului, gândește-te că fac acest lucru de aproximativ 7 ani, Marius, și de-a lungul timpului am cunoscut extrem de multe doamne, domnișoare, care la început au venit, pot să spun, din curiozitate. Și pe parcursul cursului am avut plăcuta surpriză să-mi dau seama că chiar s-au implicat, se implică și în momentul de față. Și știi că îți spuneam, zilele trecute chiar am vorbit cu una dintre mediatoarele sanitare, fostă mediatoare sanitară, și vreau să vă spun că pentru mine, nu știu dacă am avut sau nu un aport în ceea ce este Petronela acum, vorbesc de Ștefan Petronela, care în momentul în care am cunoscut-o abia reușeai așa să-i scoți câteva vorbe din gură. Petronela s-a schimbat total pe parcursul perioadei în care a fost mediator sanitar, ea și-a depășit foarte tare condiția, în sensul că a urmat acel colegiu de asistenți medicali, este asistenta domnului doctor Iacob și vorbeam zilele trecute și am vrut, o rugam să vină într-o emisiune de-a noastră să povestească, pentru că o putem lua ca o persoană care și-a depășit condiția și ca pe o practică pozitivă în ceea ce privește, de ce nu, femeile de etnie romă. Și spuneam că emisiunea este undeva la 8:30 și nu o să ai cu ce, și a zis, doamnă, dumneavoastră, nu mai știți anumite lucruri. Eu mi-am luat mașină, mi-am luat permis. Ce să spun? Am rămas fără cuvinte. Deci diferența de când am cunoscut-o eu, nu spun că era o fată proastă, nu spun că era o fată... Nu. Dar era la un rămas așa la un anumit nivel, într-adevăr terminase liceul. Mi-am dat seama că e o fată extrem de destupată la minte. Dar rămăsese așa, se plafonase, rămăsese acolo în comunitate, spunea că nu-și găsește un post, nu-și găsește nimic de muncă și uite după ani și ani de zile ce se întâmplă cu astfel de femei care vor și își doresc cu adevărat să-și depășească condiția. De aia spun că eu cunosc, știu cum stau lucrurile. Nu știu dacă ți-am mai spus odată că la una dintre formările noastre, vreau să spun de mare anvergură, unde au participat, cred că în jur de 5 județe și unde erau peste 100 și ceva de femei, mi s-a întâmplat să trăiesc o emoție, nu știu, greu de descris în cuvinte, în sensul că atunci când am înmânat diploma unei mediatoare sanitare, a luat-o, îi tremura mâna și a început să plângă și a spus, e prima dată când primesc o diplomă sau astfel de recunoaștere din partea cuiva. Iată că, până la urmă, ceea ce eu am spus mai devreme este legat de realitatea care ne înconjoară, doamna Elena, fiindcă multe femei, țigăncile noastre, cum îmi place mie să spun, nu au avut oamenii de încredere, oameni care să le inspire lor încredere. De ce? Fiindcă majoritarii etnia noastră o privesc ca oameni reticenți, oameni care
nu sunt deschiși către ceva nou, dar îmi cer mii de scuze și trebuie să vă contrazic, să știți că majoritatea dintre oamenii de cetățenie romă sunt deschiși către tot ce este nou și chiar doresc să se implice în societate. Însă, datorită sistemului, țiganii noștri au fost marginalizați și din când în când, iată că mai izbucnește câte un scandal legat de etnia romă și pe mulți dintre țiganii noștri fac să-și preadă încrederea chiar și în societatea în care noi trăim. Și iată că de multe ori trebuie tot țiganul nostru să fie pus acolo unde noi toți spunem că ar trebui să fim, și în primărie, și undeva unde țiganul să poată discuta cu omul lui, cu țiganul lui, să poată discuta deschis și să-i spună toate păsurile și chiar să-i spună unde se poate împiedica, el știind că se poate împiedica la un anumit timp, și anume să-i spunem, nu, stai liniștit că noi suntem acolo și te vom ajuta. Este un lucru extraordinar. Faptul că doamna Elena spune că una dintre elevele dumneavoastră a depășit condiția, sunt de acord și nu am cum să nu fiu de acord cu dumneavoastră, fiindcă, iată, încrederea întotdeauna va merge spre pasul următor și atunci și noi vom arăta că putem să nu fim doar cei arătați cu degetul și să spunem, iată că și țiganii noștri își merită locul în societate. Cu toate că... Nu numai una, Marius, da. Pentru că eu ți-am dat doar un singur exemplu, care nu l-am discutat acum, doamna Elena. Pot continua, absolut. Sigur că da. Tu ai discutat despre ceva, despre un scandal, cred că e prea mult. Nu pot să nu amintesc anumite lucruri în această emisiune, pentru că mă văd nevoită să o fac și nu înțeleg de ce atâta răutate. Nu înțeleg de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă, pentru că oameni buni, nu deranjez pe nimeni, nu fac rău nimănui. În sensul că, fără să vreau, am auzit discutându-se la adresa mea într-o altă emisiune, pe un alt post de televiziune, un cetățean care, nu vreau să-i amintesc numele, nu știu, tu n-ai fost niciodată cunoscut și ca să te fac eu cunoscut acum trebuie să-mi plătești și nu e cazul. Problema este în felul următor. Pe mine mă cunosc 10 oameni în Giurgiu și cei 10 care mă cunosc mă vorbesc de rău. Vreau să vă spun că ar fi trebuit să mă întristeze lucrul ăsta. Normal, pe moment mi-a creat așa o anumită stare de nervozitate și pe urmă m-am amuzat. E normal să o fac. Doamna Elena, dați-mi voie o secundă, lucru. Trebuie să fac și o remarcă. Nu este vorba de lanțul amintirilor. Nu, vreau să termin lucrul ăsta prin faptul că dacă există cineva în acest municipiu, e adevărat că eu nu numai în municipiu am fost, dar și în județ, dacă există cineva care într-adevăr are să-mi reproșeze ceva, dacă am făcut pe cineva să se simtă jignit, lezat, dacă m-am comportat urât cu cineva, dacă am cerut vreodată ceva cuiva, dacă considerați că am beneficiat și vorbesc de cetățeni. Și pe de altă parte, hai să punem un pic cărțile pe față. Domnilor de la Partida Romilor, și vorbesc de Partida Romilor Centrală, cât am fost eu la dumneavoastră la partidă, eu nu cred că am venit niciodată să cer, ba da, am venit să discut cu dumneavoastră despre anumite situații, despre probleme sociale care se întâmplau atât la nivel de municipiu cât și în județ, să vă cer ajutorul, sprijinul și nu neapărat material. La un moment dat am spus să vină cineva din partea dumneavoastră care să acorde acest sprijin, nu neapărat să o facem noi, pe care nu l-am primit și nu înțeleg de ce. Problema este în felul următor. Acum am înțeles că ați acordat sprijinul pentru a se întâmpla un anumit eveniment. S-a mai întâmplat și faptul că primăria, da, Consiliul Local, de fapt, a avut încredere și a acordat o sumă de bani acestei asociații, da, celor care vă reprezintă pe dumneavoastră în cadrul municipiul, de fapt județului practic, da. Sigur că da, ca și Partida Romilor, și nu s-a întâmplat nimic. Adică cei de la Partida Romilor, dacă o să pun, o să postez lucrul ăsta și o să am grijă să ne vedeți, nu-l mai sunați pe expertul din primărie, pe Decebal Voinea,
să ia legătura cu reprezentantul dumneavoastră al partidei pentru a vă justifica banii pe care i-ați trimis. Cu omul ăla nu mai are nicio legătură. Degeaba îi spuneți că nu-l găsiți pe omul dumneavoastră și că nu vă răspunde la telefon, ceea ce nu cred că s-a întâmplat vreodată cu mine. Eu n-am avut nimic să vă justific dumneavoastră, cred că dumneavoastră aveți să-mi justificați mie și probabil că lucrul ăsta se va întâmpla cât de curând. Problema este în felul următor, nu mai sunați acest om în ceea ce privește, chiar dacă este expertul pentru romi. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun pe această cale că vom veni către dumneavoastră, pentru că deja oameni care sunt pe post de experți pentru romi sunt amenințați că sunt dați afară de pe locurile pe care le ocupă și așa mai departe. Eu nu cred că asta ne dorim, oameni buni. Eu cred că dacă în momentul în care se merge undeva, se vede că un cetățean care ocupă un astfel de post, și eu zilele trecute chiar am stat de vorbă cu Luci de la Slobozia, el n-are nicio treabă, el este angajat pe post de referent de atâția ani, nu știu cum ați ajuns dumneavoastră, spun dumneavoastră, deși cred că nu este cazul, nu este termenul potrivit, să vă puneți întrebarea ce caută primarul de la Slobozia pe funcția de primar. Ce calitate aveți? De ce ați ajuns să... De ce nu vorbiți despre altceva în emisiune? De ce vă puneți întrebarea dacă sunt eu țigancă sau nu? Hai să facem un test, merg să dau niște sânge. Ce ziceți? Poate iese la analiză. N-aveți somn, n-aveți ce face noaptea, n-aveți alte lucruri de care să vă ocupați? Faceți fraților altceva, că eu n-am vreme de așa ceva. Chiar n-am vreme, dar mă scoateți de însărite și nu vreau să ajung în situații de genul ăsta. Nu vreau să aud că în Giurgiu ăsta, mă cunosc 10 oameni, foarte bine. Și ăia 10 pe care îi cunosc sau care mă cunosc pe mine, mă respect cu ei, mă salut, nu puteți să-mi spuneți. Este vorba de o persoană care vine și vă dă tot felul de informații. Și vă dau cuvântul meu de om că în emisiunea următoare voi spune și cine e această persoană și ce s-a întâmplat de-a lungul partidei, da? Și când făceam acea campanie, Marius, unde noi pe drum mâncam covrigi și mergeam în localități cu mașinile noastre și ne-am terminat mașinile, da? Și o să spun și ce făceau reprezentanții partidei și unde stătea un restaurant și ce bani au cerut, pentru că pe mine m-a sunat contabila pentru că vroiau chirie pe spațiu, au mâncat, s-au simțit bine și au cerut chirie pe spațiu 15 milioane și multe alte lucruri. O să vi le spun pe toate de la cap la coadă, pentru că văd că cineva nu-și vede de treabă. Eu pe Viorel sau Virai, așa cum îi spune toată lumea, nu-l cunosc prea bine. Singura mea prea bine, aș putea să spun că nu-l cunosc decât din... Dar eu am avut un anumit respect pentru omul ăsta, pentru că dacă tu spui întrebarea dacă sunt sau nu țigancă, ar trebui să-l întreb pe fratele tău dacă sunt sau nu. Viorel. În altă ordine de idei, poate ți întreb copiii. Pentru că copiii tăi, pe vremea când erau în clasa 1, a 2 și așa mai departe, veneau și mâncau la aceeași masă copilul meu. Îi chemam, da, la masa mea să mănânce copilul meu, pentru că îmi făcea plăcere și pentru că și atunci când s-au mărit, au fost niște copii care m-au respectat și pe care eu i-am respectat la rândul meu. Nu știu care este problema ta vis-a-vis de mine. Nu știu cu ce te-am deranjat eu vreodată. Dacă ați luat partida, așa cum spuneți că au plecat niște proști și au venit niște deștepți, fiți voi deștepți! Doamne, faceți niște lucruri, doamne, extraordinare. Haideți să vă temperez. Deci nu pot să mă temperez. Eu știu. Eu știu când vă pornește motorul ăla, e ca la mine, da. Dar nu se mai este o emisiune, doamna Elena. Noi avem emisiunea care este... Nu se poate, Marius. Știu că, deci eu la această întâlnire, în momentul de față, acum când am fost la această cafenea, am fost extrem de surprinsă de cu câte lume m-am întâlnit și câți oameni îmi spuneau că vizionează această întâlnire. Pentru acești oameni îmi cer scuze pentru ieșirea mea din acest moment, dar nu mai pot, oameni buni, pentru că sunt făcută cu ou și cu oțet, se discută despre noi. Data trecută și eu am discutat cu persoana în cauză și chiar se gândește la o acțiune în instanță. Era o persoană făcută, căutat de poliție, un căutat general. Sau... Adică cei care, cum ni se spune nou, fosta conducerea partidei de municipiu Giurgiu, ni se aduc toate...
cuvintele acestea bun, nefundate. Dar nu înțeleg de ce. Marius, Doamne, explicăm tu. Haideți să vă explic eu mai pe scurt ca să... Frumos, da, eu, din momentul în care acest domn a preluat, da, partida, așa cum spune el, au plecat proștii și au venit deștepții. Doamnul Grigore, tu știi foarte bine cum ai luat partida, da? Și omul ăla care a dat telefonul unde l-a dat, acum regretă. Asta o discuție făcută cu mine, față în față, da? Deci știi foarte bine cum ai luat. Dar nu mă deranjează, nu ți-am spus de atâtea ori, nu mă deranjează. Fii sănătos, stăpânește-o. Nu știu pentru cât timp, că oamenii din Giurgiu, țiganii ăștia din Giurgiu, nu mai suportă ceea ce se întâmplă. Fă lucruri bune, implică-te în niște chestii. Lasă dracu, nu mai lua tot timpul bani, bagă-i în buzunar pe care nu poți să-i justifici. Asta faci. Ăsta este adevărul. Dă cărțile pe față. Dacă asta vrei să faci, ciocul mic, cel puțin vezi-ți de treaba ta. Măcar asta, lasă-ne pe noi în pace dacă am fost handicapați, bețivi, curve, ce dracu am mai fost pe acolo și făceam. Lasă-ne, frate, în pace. Vezi-ți de treaba ta, de Doamne Elena, meseria. Doamne Elena, să sărim, fiindcă până la urmă avem o emisiune, nu vrem să intrăm în polemici cu nimeni, cum eu am spus-o cu câteva emisiuni în urmă. Ar trebui ca toți țiganii din municipiu și chiar din județ să trecem unul pe lângă altul, să ne respectăm și să spunem, băi, foarte bine ce ai făcut pentru strada aia, pentru persoana Marius, aia. Marius, dar eu ți-am spus-o de nu știu câte ori, da? Eu ți-am spus în felul următor, dacă acest grup de oameni care au preluat, așa cum spun ei, ori să facă lucruri bune și nu știu ce. Eu ți-am spus, Marius, îți dau cuvântul meu. Nu este vorba de partidă și nu este vorba de cercul de oameni care face parte. Este vorba de un singur om care nu-și vede de treaba lui. Eu am observat în emisiuni că acest Viorel, Virai, mă rog, cum îi spune toată lumea, încearcă să-l tempereze. Pentru că eu cred, deși... Așa cum spunea el odată în fața altora, că Viorel n-are atâta cultură generală nu știu ce. Eu cred că omul ăla e mult mai calculat. Cel mai important, haideți să vă spun eu, este că până la urmă eu așa o consider și așa tind, nu numai eu, mai mult, să considerăm că venirea lui Virai în cadrul Partidei Romilor a municipiului Giurgiu este de bun augur. Și nu o spun din modestie, îl spun că când noi eram la fosta sau mă rog, noi am mers și am discutat cu el, iar el are o altă viziune, are un alt spirit de a comunica, este total diferit. Din partea mea, felicitări, fiindcă este acolo. Bravo! Dar nu este el, doamna Elena, cel care pune paie pe foc, ca să spun așa. Și sincer, chiar nu ne mai interesează. Cel mai important este că noi, și o spunem fără nicio slabă modestie, atâta timp cât am fost în Partida Romilor, da, oameni buni, da, țiganii noștri, da, chiar și majoritari, n-am putut să facem nimic pentru țiganii noștri, fiindcă da, am fost proști și suntem proști în continuare, dar haideți să vă spun eu și de ce. Fiindcă noi nu ne-am dus și nu ne vom duce niciodată să spunem că vrem să facem ceva pentru un țigan și să-i luăm un ajutor strict pentru el și să-l ocolim, nu vom face așa ceva. Nu ne vom duce pe nicio ușă să păcălim că vrem să ajutăm țiganii, dar noi să ne ducem în altă parte. Niciodată. Din cauza aceasta considerăm că suntem proști. Și încă o dată vă spunem că încă o dată suntem proști, mă tot repet, dacă se poate, în următoarele minute, fiindcă o să depășesc limita asta, fiindcă nu trebuie să continuăm la infinit, fiindcă este o emisiune strict dedicată țiganilor și chiar și majoritarii care ne urmăresc. Da, suntem proști, fiindcă dacă ar fi să punem, să publicăm undeva realizările noastre de când suntem în grupul local de lucru pentru incluziunea romilor, unde datorită bunăvoinței domnului președinte Vladu, am realizat extraordinar de multe. Ajutoare financiare, ajutoare medicale, străzi pavate, rețea de apă potabilă, iluminat public, stradalul refăcut, angajări, ridicarea gunoiului. Nu mai spun de angajări. Vă spun sincer, mi se umple gura când spun angajări, fiindcă nu este vorba de una, două angajări și puteți să verificați pe ultimele 4 luni de zile câți țigani și datorită grupului local de lucru strict a anumitor persoane s-au făcut aceste angajări. Astfel noi suntem cei care, toată lumea ne zice că suntem proști. Dar dacă și țiganii noștri, pentru care noi încercăm să facem imposibilul, fiindcă noi de multe ori ne ducem în fața autorităților
cu jalba în băț, cum se-l spune, dar nu ieșim de acolo până când majoritarii sunt mulțumiți de ceea ce noi le spunem și le dovedim că oamenii care au nevoie și implementăm în societate și merită locul și iată că ne mândrim. Vreau să vă spun că din acest număr de oameni care au fost angajați, noi nu am primit nicio sesizare negativă. Ba din contră, șefii de echipe, directorii de la ADP-ul ne mulțumesc fiindcă oamenii care au venit au devotament și consideră că ceea ce noi am realizat pentru ei este bun augur. Pentru asta suntem noi proști și este normal ca doamna Lini să o ia valul ăsta, fiindcă de multe ori și pe mine mă ia, dar sincer ne-am săturat atâta timp când noi am spus nu ne interesează ce face cu Tărescu, nu ne interesează ce face... Ba da, ce Marius, face... mă interesează, deci mă interesează din alt punct de vedere, când o să întâlnesc oameni care o să-mi spună anumite lucruri, în sensul că am fost la partidă, s-a rezolvat ceva, partida a inițiat niște proiecte, se întâmplă ceva, văd și eu că lucrurile, nu-ți mai spun că la un moment dat au spus, vom face alegeri, ții minte, Marius, da? Că am avut o discuție și au spus Doamne, că vor face alegeri Doamne, undeva Doamne, în aprilie. Am depășit de mult, știți de ce? În primul rând, noi am fost păcăliți și din cauza aceasta, eu sincer încerc să mă temperez, eu să o pot tempera și pe doamna Elena, de ce? Fiindcă noi am fost proști și suntem încă, știți de ce? Fiindcă noi de la Partida Românilor trebuia să ne primim de conturile, fiindcă dumneavoastră ne-au zis mergeți pe teren și faceți filiale. Iar ca să faci 16 filiale în județul Giurgiu, nu te teleportezi și mergi cu mașinile tale. Fără să ne dea partida nicio mașină, fiul doamnei Elena și-a răblagit mașina și a distrus-o, a trebuit să fac un credit ipotecar ca să-și mai iau o altă mașină. Știe cineva sau partida? Nu, avem de conturile un teanc. Nu, pentru că noi n-am primit niciodată mașină de la partidă. Păi nu am avut, asta e ideea, ne-am distrus mașinile noastre. Iar cei care veneau, după cum știi, Marius, în teren, da, și voi discuta într-o altă emisiune lucrul ăsta, așa, pentru că deja lucrurile au ajuns... Au luat o torsură care exact, care nu, chiar nu se mai poate. Absolut. Voi discuta ce făceau oamenii care erau trimiși de partidă, ce făceau în timpul ăsta când veneau, da? Cu cine stăteau? Îmi asum toate responsabilitățile pentru că am martori, da? Care au văzut contabila mea care m-a sunat și așa mai departe. O să spun ceea ce se întâmpla. Lucru care pe noi e logic și normal când vezi, vă dau cuvântul, oameni buni, că eram cred că vreo 30 de persoane, nu? Da. Cu mașinile da, în teren și la un moment dat ne-am oprit undeva pentru că mi-am dat seama că oamenii ăștia nu mai puteau suporta, deci le era foame și așa mai departe, de dimineață plecați și am avut ceva bani prin geantă și a trebuit să cumpăr niște gogoși, niște covrigi și așa mai departe. Nu ți-e bine. N-ai cum, când tu vii rupt de oboseală, cu mașina care trebuia băgată în service a doua zi, să te sune cineva să spună că acei reprezentanți care în ziua respectivă spusese că nu au posibilitatea să vină să meargă cu noi în teren, da, la campanie, stă și mănâncă la un anumit restaurant și după aceea mai cere și o factură de 15 milioane de închiriere sală, pentru că erau cu niște doamne acolo, da? Erau cu niște doamne, au mâncat, s-au simțit bine, e problema lor. Dar văd că domnul ăsta, care nu vrea să-și vadă de treaba lui, măi Marius, tu nu înțelegi că nu mă interesează, pentru mine omul ăsta e nimeni, Doamne, e nimic. Ascultați-mă. Eu stau de 27 de ani în Giurgiu, da? A spus că este jurnalist. Eu n-am auzit de el de 27 de ani, da? Acum, de ceva vreme. Și culmea este că mă întâlnesc cu oameni. Uite, îți dau un exemplu. Știi foarte bine și vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru implicarea lui Lelele. Da. Pentru că știi, îți mulțumim din suflet Lelele și sperăm să treci peste hopul pe care l-ai în momentul de față și este vorba de starea ta de sănătate. Să dea Dumnezeu sănătate, Alina, și tot ce-ți dorești. Vrem să te țină Dumnezeu și pe tine tare și să treci și tu peste situația asta.
Vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru că știm, am discutat împreună lucrul ăsta despre acest băiat care așa va fi numit. Am auzit tot felul de discuții vis-a-vis de că a luat locul cuiva. N-a luat locul nimănui. Pentru că acea doamnă care vrea să ajungă pe acel post nu avea definitivatul, nu avea grad 2 și așa mai departe. Deci nu ți-a luat locul. Stai liniștită. Locul tău e în altă parte. Nu acolo. Dar nu cred că asta este problema. Vreau să mă opresc aici. Corect, și chiar vă rog și eu, temperați-vă un pic și haideți să reluăm cursul emisiunii noastre. Marius, știu, este foarte adevărat. Elena, eu vă înțeleg că la un moment dat e normal să răbuvnim cu toții și știți de ce? Fiindcă oamenii, ne opresc oamenii care știu realizările noastre și ne spun cum te permitem să fim jigniți. Exact asta și e. La un moment dat eu am o vorbă, la un moment dat nu mai am cartușe, ce să le zic, că da, suntem proști, nu poți să tot timpul să mergi pe stradă, că dacă tot timpul spui sunt prost, te lovești de stâlp și nu știi de ce. Dar încercăm noi să sărim peste. Rugămintea aceasta am avut-o și apreciez încă o dată ceea ce a spus Virai și într-o emisiune știu că i-a spus, suntem la televiziune, hai să lăsăm toate răutățile. Iată că și noi le-am spus și le-am tot repetat și chiar am încercat să nu mai fie. Fiindcă dacă sunteți atât de buni sau nu știu, cum vă considerați voi, eu nu sunt în măsură, nici nu vreau să vă spun una rea sau una bună, arătați voi, oameni buni, că puteți să faceți ceva pentru țiganii noștri. Noi, dacă vom putea să facem ceva pentru țiganii noștri, sincer, și noi vom face, dacă nu vom putea, nu vom ieși, vă garantez, să jignim pe cineva sau să aruncăm tot răul pe alte persoane, fiindcă nu, noi ăștia suntem. Și încă ceva, venim cu rugămintea la dumneavoastră, dacă suntem datori la cineva, vă rugăm frumos să ne spuneți. Sau dacă cineva are ceva să ne reproșeze, avem SMS-urile și eu vă promit că le citesc și eu să vi le arăt direct pe cameră. Dar deci chiar am această rugăminte, Marius. Absolut, indiferent ce persoană bune, are ceva să ne reproșeze vis-a-vis de noi ca și persoană, absolut. Vis-a-vis de ceea ce am făcut atunci când eram pe acea funcție. Eu le spuneam tot timpul colegilor mei că ei aveau așa o chestie vis-a-vis de mine, șefa, nu știu ce, și eu tot timpul le spuneam, lăsați chestia asta cu șefa, pentru că chiar nu-mi place. Doar că eram tot timpul înconjurată de foarte mulți bărbați și vreau să vă spun, oameni buni, că indiferent ce se speculează, indiferent ce se discută, întâlnirile noastre erau ca într-o familie. Libere, transparență, oricine libere, venea. Libere, transparente și în afară de chestia asta, cu foarte, foarte mult respect. Deci eu, toată perioada asta și în perioada următoare, pentru că oameni care au fost alături de mine, cu o mică excepție, dar n-am pierdut nimic și mulțumesc lui Dumnezeu că nu mai e alături de noi, așa, pur și simplu am continuat să ne respectăm la fel și ne-am dorit din suflet să facem ceva, în primul rând pentru noi. Când ești țigan, când ai reușit să-ți depășești un pic condiția și când îți dai seama că poți, ai posibilitatea verbală, umană, din punct de vedere ca și caracter și așa mai departe, să stai de vorbă cu un reprezentant al unei autorități locale, deși ești de etnie, dar vezi că ești ascultat, vezi că ești respectat, vezi că ești primit și tu poți să fii purtătorul de cuvânt al unor oameni care așteaptă din partea ta ceva, e o mândrie. Nu o facem pentru niciun fel de interes material. Absolut pentru nimic. Eu n-am primit 100 de milioane să fac o acțiune gen 8 aprilie. Adică da? Ziua romilor acolo. Ziua romilor. Eu n-am primit niciodată o sumă de genul ăsta. Țin minte și indiferent, cu riscul de a mă repeta pentru că am mai spus-o, îi mulțumesc Luminiței Fieraru, care a fost alături de mine și care a pus sufletul, chiar și Steluța în momentul respectiv. Și știi foarte bine, Steluța, că noi acea acțiune am făcut-o cu 5 milioane. Adică bani de la mine și după vreo lună și jumătate, două, mi-ai mai dat tu vreo 2 milioane și ceva, că ai zis că vrei și tu să-ți aduci aportul la chestia asta. Deci așa am făcut-o noi. Și atunci copiii, toți, vreo 150 sau câți erau, cred că au fost mult mai mulți, așa au primit și diplome,
au primit, știi foarte bine că am făcut acolo un bufet, știi foarte bine că am fost încântate de faptul că le-am cumpărat niște cum se numesc, Marius? Medalice, gen cum primesc sportivii, da, pe care am scris 8 aprilie, pe care am scris Partida Romilor și așa mai departe. N-am ce să vă mai spun mai multe. Asta este adevărul. Dar dacă lucrul ăsta va continua, Marius, știi foarte bine că am discutat despre discutat și cu ceilalți oameni care sunt vizați de fiecare dată în discuțiile astea și până la urmă vom pune într-un fel capăt acestor lucruri. Va fi o procedură care odată pornită nu o să ne mai oprim și noi nu spunem cuvinte mari și nici nu vrem să ne implicăm în altceva. Dar la un moment dat va trebui să urmăm o procedură, nu pentru Neștric, vă spun sincer, și pentru cetățenii majoritari unde ne opresc. Și, de exemplu, o salutăm pe această cale pe Iulia din piață, unde este o dulceață de fată și chiar când trecem prin piață ne spune: noi urmărim emisiunea voastră cu toții și chiar am văzut la tarabe peste tot și ne felicită. Iată că sunt cetățenii majoritari, sunt românii care se uită la o emisiune de țigan și culmea primim și felicitări și chiar ne spun și ne aduc la cunoștință de unele cazuri sociale și noi ne implicăm în totalitate. Aici este practic toată bucuria noastră sufletească când vedem doctorii, deci vă dăm cuvântul nostru, nu trebuie chiar să ne jurăm ca țiganii, doctorii ne ducem și ne spun: vă urmăresc emisiunea, eu am rămas tu pe fiat când am zis: cum, emisiunea mea, adică de Janez Romanes? Ce, da, Marius, mă uit și e foarte bine ce faci și tu și doamna Elena și le spuneți direct și chiar faceți ceva. Aici este tot ceea ce noi ne bucurăm și practic urmărim și prin această emisiune, dar și prin grupul local de lucru pentru incluziunea asta romilor. Asta este, Marius. Așa că, dacă nu aveți altceva de făcut, nu știu, găsiți-vă o altă preocupare. Lăsați-ne în pace, fraților. Lăsați-ne în pace să ne judece cei pentru care facem sau nu facem ceva. Corect. Nu este problema voastră. Nu cred că e foarte important să spui tu: era o femeie acolo, am luat sediul ăla cum l-am luat, era o mizerie. Băi, Nea Grigore, nu ne-a dat Partida niciun leu și cu vreo 2-3 săptămâni în urmă, Elvis, da, știi foarte bine, cel care nu și-a primit banii, domnul Topală, da, și pe această cale îi mulțumesc și îi salut și îi pup totodată, au fost niște oameni și sunt încă niște oameni deosebiți, ne-a dat o găleată de lavabilă, da. Și Elvis și cu nu știu cine a mai fost pe acolo, Paulică, dacă nu mă înșel. Și cu un urmărit general, da? Fugea de mascați. Așa. Era care... cu cavaletul, nu-l vedea nimeni. Așa. Deci cu urmăritul ăla general au făcut igienizare și așa mai departe. Deci lasă chestiile astea de prost gust și de nu știu ce, că n-are rost. Haideți să ne oprim, gata, că am spus. Vreau și eu în același timp să-mi felicit fiul. Oh, da, Marius. Fiindcă din minor a devenit major. Așa, a făcut și el 18. Mulțumesc românile și dumneavoastră tot ce vă doriți dumneavoastră. Și de multe ori stăm așa, doamna Elena, nu mai trebuie să ne gândim la răutățile astea. Eu din cauza asta le derulez, dar le derulez pe rapid și practic nu mai sunt atent la răutățile astea, fiindcă clipele frumoase și plăcute sunt foarte puține. Și mi-aduc aminte, în urmă cu ceva timp, când era cât lingura și acum este major. Asta este, Marius, vezi? Realizările noastre, doamna Elena, aici fiecare noi fiecare dintre noi, noi este goana asta. După supraviețuire. Absolut. Asta facem zi de zi. E, în goana asta după supraviețuire ești tot timpul stresat, te gândești tot timpul, dom'le, ce se întâmplă mâine? Dacă mai avem stabilitatea aceea, exact ceea ce spuneam, a zilei de mâine. Ei, și în momentul în care tu ești așa cum ești, ai problemele pe care le ai de zi cu zi, mai vine cineva și mai pune așa paie pe foc și se mai ia de viața ta, este tocmai ok. Ăsta este motivul pentru care eu sunt sau am ajuns la limită și sunt în situația în care sunt și ăsta este și motivul pentru care am avut această ieșire, ăsta este motivul pentru care m-am comportat așa, dar încă o dată, cei care ne priviți, cei care vă uitați la noi, încerc încă o dată scuze pentru
ieșire. Ieșirea mea, să zic. Pentru că, dar cred că o parte dintre dumneavoastră mă înțeleg, pentru că mă știu cum sunt. Eu nu sunt genul de om care să răbufnesc așa din orice. Dar am și eu, și orice om cred că are o anumită limită de suportabilitate și e logic să fie așa. Am uitat Marius, am uitat de Ion, e adevărat. Da, da, oricum, spuneți. Cred că mai avem ceva. Mai avem vreo 2000 de secunde. Spune-ți, doamna, da. Am uitat de Ion, spune-ne câte ceva, Ioane. Îmi pare rău că a trebuit. Eu știu că și tu ești în asentimentul meu. Fiindcă mai cu ceva timp în urmă și tu ai fost ciuruit. Bună seara! Țin să vă mulțumesc că m-ați invitat din nou în emisiune. Dar tu ești, deja faci parte din familie, Ioane. Așa oricum că... vă mulțumesc pentru apreciere. Problema este în felul următor. Că de asta m-am și rămas un pic surprins de doamna Elena, ieșirea care a avut-o. Pentru că tura trecută a vrut să mă tempereze pe mine. Asta a fost problema. Păi ce pot să spun eu de domnul acesta la Partea Românilor? N-am nimic frumos de spus, pentru că am fost cu cineva. Exemplu, deci zona mea unde fac eu... Ba, stai o secundă. Îmi cer scuze că ne întrerup, mă fac nevoit încă o dată să precizez că tu faci parte din grupul de inițiativă locală, da. Așa, care a fost, să știe lumea, da? Da, a fost format cu sprijinul meu, al doamnei Elena și al lui Voina Decebal, da. Deoarece fiind în grupul local de reprezentantul romilor, da. Avem acest drept ca să ne facem grupul de inițiativă fără să avem aprobarea nimănui, decât cu excepția domnului președinte Vladu Alexandru, care ne-a dat aprobare. Absolut, așa. Mulțumesc. Și tu reprezinți zona Istru, Ioan. Da. Deci am fost cu cineva din zona Istru care a avut un deces în familie, un copil de 4 luni. Am fost la domnul Grigore, deci trebuie să spun pe post. Tu personal. Asta. Eu personal cu persoana în cauză. A, nu e ceva ca să ni se spună că ai dat telefon? Nu. Deci m-am prezentat exact cum sunt așa acum. Deci m-am prezentat cu bunica acestui mort, un copil care a murit la București. În fine, sărim peste în cauze, da. Și am cerut un ajutor din partea romilor, uh-huh. Pentru că știam că dânsul a fost la Partida Romilor. Când a mai murit cineva, i s-a dat un ajutor. A fost la unul din partidele reprezentante la noi în oraș, care i s-a mai dat încă un ajutor pentru același mort, iar domnul Grigore a băgat bani în buzunar. Păi nu știm, hai să sărim. Nu știm, dar știm pentru că... Da? Mă scuzați, păi nu la tine a venit omul să declare și pentru să... Pentru că domnul, acela care era în cauză cu mortul, a făcut o petiție în care a spus că n-a ajuns niciun bani la el. Iar noi cu petiția am fost la Partida Romilor. La domnul, cum se numește? Că Cătălin nu Mare. Domnul Cătălin Mare, care e reprezentantul romilor pe da, zona asta. Da, e secretar general. Așa, domnul secretar general. Și am lăsat hârtia acolo. Și ce ți s-a spus, Ioane? Mi s-a spus că dânsul e reprezentantul romilor, la Partidei Romilor, adică domnul Grigore. Da. Deci nu s-a rezolvat nimic. Da. Deci asta vreau să spun. Și când i-am cerut un ajutor material pentru acest copil mort, să vedem dacă putem să-l aducem de la București cu ceva sau să-i acordăm câteva mii de lei să poată și-l îngroape creștinește, a spus că nu i s-a alocat niciun fond de la Partida Romilor. I-a zis mulțumesc și am plecat. După care am fost la primărie, am făcut cerere, am vorbit cu domnul Vlad, am vorbit cu domnul primar și am luat niște bani de acolo și s-a dus și-a îngropat copilul. Hai că asta nu mai trebuie. Bun. Asta ține de lucrul ăla, că de suntem proști. Trecut, da, nu, că suntem proști. Suntem proști. Da, bun. Ioane, dacă am ajutat, păi noi suntem proști. Da. Pentru că noi când mâncam covrigi, da, în campanie și știi foarte bine că ai mers, păi și tu cu noi. Păi cine a mâncat plăcinte? Cele mai multe plăcinte tu le-ai mâncat. Da? Când făceam lucrul ăsta și am ajuns la Slobozia... Și oamenii aveau un băiat de 24 de ani care trăgea să moară, știți, foarte da, bine, da, cu da, cancer, da? Da. Exact. Cine a spus, doamnă, ajutați-ne, sunteți de la Partida Romilor. Ce-am făcut? Am scos banii din buzunar, ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce-am făcut, Ioane? La Partida pește. Nici n-a vrut să audă, da? Da. M-am dus, nici nu știu cu cine, Marius, cu tine am fost, cu nu pește, mai știu cu cine am fost. Alea, la, și doamne, m-am Elena. Dus și... Dar nu... Marius, crede-mă! Eu vă înțeleg, ascultați-mă ajung secundă. Ajung la statura eu rog frumos, aici. Nu vă da. Mai impacientați, da. Am o problemă și hai, hai să sărim că... Deci vă rog atât, scurt și la obiect. Noi facem parte din grupul local de lucru, domnul Marius și cu doamna Elena...
Iar eu fac parte din grupul de inițiativă, care răspunde zona Istru. Deci vreau ca oamenii, ca telespectatorii, să nu ne mai confunde cu Partida Romilor. E scurt? Corect. Corect. Atât sunt am vrut să știu. Cu tine. Noi facem Bun. Parte din grupul local. Păi avem... Zi. Ce vreau să vă mai întreb acum? Deci oamenii din zona de care răspund eu au niște întrebări și ei. Și vă rog frumos, vi le expun, pe care dumneavoastră trebuie să le expuneți unde știți mai bine okay. Și să ne dați niște și răspunsuri cel puțin data viitoare, ca să știm... Hai, să știm și noi. Deci oamenii din zonă doresc să afle ce se întâmplă cu căminele C și D. Da. Dacă se mai intră în renovare. Da. Așa. Pentru că aceștia doresc să aibă o bază pentru a putea investi în camerele de acolo. Ok. Haide să te tate. Stai încă o secundă, ceva. Fiindcă timpul este ne presează deja. Eu zic. Ion este tot timpul lângă noi, da? Nu e nicio problemă. Aceste întrebări, pentru că nu mai avem timpul Absolut. Necesar, le vom nota în emisiunea Asta următoare. Asta vă rog, să le dați răspunsurile de față cu tine. Pentru că vreau să stăm de vorbă și cu autoritățile Sigur în cauză da. Și atunci să nu dăm noi niște răspunsuri evazive, Corect. Să ne trezim nu, vorbind nu, și așa mai departe. Acum, în același timp am rugămintea doamna Elena să-i permitem și lui Alex să adreseze și el două, trei cuvinte rudelor sare din diaspora și... Fiindcă el este aici lângă noi, este la joc. Da, da. Alex a venit în acest... De fapt, nici nu era pregătit, sincer, așa. L-am rugat să intre în emisiune pentru că în perioada în care noi făceam emisiunile și toată familia ne privea, ceilalți... Eu am fost în Italia, am fost în acel orășel care se numește Aprilia și o să vă spun că am rămas surprinsă la modul că pe stradă și chiar în mijlocul de transport din acea localitate se vorbea românește. Deci m-am simțit ca acasă. Vă dați seama că e foarte important în acest moment să ai pe cineva care te media într-un fel și care discută despre ceea ce se întâmplă și voi știți și tu Ioane și tu Marius că în acea perioadă Alex ne tot trimitea tot felul de mesaje că se bucură da. Că se întâmplă astfel de lucruri și vreau să-l întreb pe Alex care este astăzi seară alături de noi care este percepția cetățenilor italieni vis-a-vis de romi? Bună seara tuturor! Țin să spun faptul că în ultimii ani mentalitatea față de persoane de etnie romă s-a schimbat mult. Dar asta datorită implicației autorităților italiene, pot să spun. Vrei să-mi spui sau vrei să ne spui în momentul de față că ceea ce fac autoritățile italiene e cu mult peste ceea ce fac autoritățile române da? Pentru integrarea romilor în societate, exact. Nu? Deci au mult mai multe condiții acolo. Categoric. Am înțeles. Noi am avut o problemă în sensul că discutam cu colegii mei și am văzut și noi chestiile astea mediatizate în sensul că foarte mulți erau aduși în țară, adică trimiși în țară pentru tot felul de chestii, ziceau ei, ilegale, pentru că trebuie să fim cinstiți și să spunem că na, nu se poate pădure fără uscături. Bun. Mai se întâmplă și lucruri de genul ăsta. Dar, în general, țin minte că eu atunci când am fost în aprilie, tu îmi spuneai și n-am avut timpul necesar să o facem, că ar fi bine să mergem într-un campus de genul ăsta, într-un campus de romi, unde să-mi arăți cum sunt romii acolo, cum sunt tratați de autorități. Cred că au niște posibilități nu financiare neapărat, dar niște servicii pe care le oferă autoritățile italiene. Da, exact. Autoritățile italiene asigură transportul copiilor în școli, asigură necesitățile, curent, apă, gaz, ceea ce este nevoie. Am înțeles. Și asigură hrană. Deci este un lucru extraordinar. De luat de exemplu. Sigur că da. Bun exemplu, mulțumim mult, Alex. Ne pare rău că avem sau nu mai avem timpul necesar la dispoziție. Eu de o perioadă de timp de când sunt cu Marius în emisie
El mă obișnuise așa cu o vorbă și aș vrea să-l aud din nou pentru că mă unge așa la suflet de fiecare dată, pentru că și eu pe această cale vreau să-mi salut părinții, și pe tine, Măică, și pe Doru, și pe Andrei, și pe toți. Iar Marius, de fiecare dată, repet, de câte ori spune acel cuvânt, mă face să îmi amintesc de părinții mei, mă face să-mi amintesc de faptul că reușesc din ce în ce mai rar să-i văd. E adevărat că vorbim la telefon, dar nu cred că are același impact. De aceea, Marius, am fost eu nervoasă, dar uite, vezi, trec de la o stare la alta atunci când e vorba despre părinții. Da. Cred că toți suntem, intrăm așa într-o anumită nostalgie. Da? Și te rog să închei tu, eu nu înainte de a vă spune o seară plăcută și să ne revedem cu bine la o nouă emisiune. Deci nu pot și eu decât să închei cu vorba tatălui meu, cu toate că mi-este extraordinar de greu, fiindcă astăzi se împlinesc 2 ani de când eu nu mai l-am pe tata. Este un lucru deosebit de greu și simțim lucrurile acestea în momentul când noi îi pierdem și regretăm enorm de mult. Pentru oricine, orice copil să-și piardă părintele, să nu-l mai aibă aproape, bun, rău, este un dezastru și știm că așa e și nu pot să închei decât cu vorba tatălui meu, lași tu, Marireată.